Am revenit partea a doua a emisiunii. Iulia Scântei, senator PNL, este invitată mea din această seară. Nu, ați spus că nu faceți pronosticuri pe seama României. Și mai ales când vine vorba de politica penală a țării. Bun. Care e pe termen. Haideți să vedem măcar tehnic și ipotetic ce s-ar putea întâmpla dacă mâine trec ordonanțele în guvern. Mai are sau nu rost să mergem la referendum, la urne? Evident, că voința populară într-o problemă de interes așa național este, da. Ca aceasta, așa se va întâmpla, enunțată. Nu știu, într-o lună, două, în cel mai bun caz, iar ordonanța își va fi făcut deja, nu? Deci va fi produs efectele, da. Dar după aia, dacă referendumul va susține că această problemă de interes național enunțată de președintele României are suportul poporului, așa cum este definit în Constituție, este voința populară, atunci o cerere de sesizare la Curtea Constituțională pe neconstituționalitatea acestei ordonanțe sigur câștigată din punctul ăsta de vedere. Dar cred că rămânem la un joc pur de imagine, după aia eventual unul cu bătaie electorală pentru Iohannis pentru 2019, pentru că în două luni, dacă deja am redus pedepsele și cei care trebuiau să iasă au ieșit, nu ne mai ajută cu nimic ce zice poporul, nu? Doar că, e destul de grav să doar că Iohannis câștigă electoral puncte. Nu, chiar și în situația acestui referendum, în primul rând că va fi un referendum consultativ. Nu va avea un efect direct, ci indirect. Absolut. Cum este referendumul pentru modificarea Constituției, pentru revizuire sau pentru demiterea sau suspendarea președintelui. Există riscul ăsta să facem un referendum cu două, trei întrebări, una din ele fiind demiterea președintelui? Nu există un astfel de risc, pentru că până acum cred că toți actorii politici și mai cu seamă președintele s-au exprimat și s-au manifestat în cadrul constituțional. Nu găsesc și nu am văzut critici pertinente de încălcare a atribuțiilor constituționale. Am văzut exagerări atât din partea unor politicieni ALDE care au calificat protestele din țară ca fiind acte de nazism. Am văzut calificări de genul mineriadelor. Chiar și atunci când avem un discurs politic și trebuie să avem o reacție politică, mi se pare lipsit de responsabilitate să ajungi să compari cetățeni care protestează până la urmă, e dreptul lor să protesteze, să compari, să faci niște comparații atât de exagerate. Nu mai suntem în perioada anilor 90, suntem în anul 2017, ne putem auzi, dacă avem bună credință, îi putem și asculta. Președintele a făcut cel puțin trei mutări surprinzătoare în astea, nu știu, 10 zile, 7-10 zile, la care mulți chiar dintre simpatizanții lui nu se așteptau. A început cu prezența în ședința de guvern, unde se presupune că ar fi trebuit să treacă cele două ordonanțe, a ieșit în stradă alături de protestatari și a treia măsură, cea cu inițierea referendumului. Două dintre ele au fost apreciate de susținătorii lui, susținătorii, să spunem, partidelor de dreapta. O a treia, cea cu ieșitul la protest, au fost voci chiar din cei apropiați, sau în fine, care îl apreciază, care au considerat ca neinspirată, cel puțin, ieșirea asta în stradă. Eu nu am văzut o susținere a celor care erau prezenți în piața universității. Vreau doar atât să punctez, eu am fost, de exemplu, la Iași, la protestul de duminică de la Iași. Faptul că îmbrăcăm o haină publică, politică, nu ne anulează drepturile și libertățile civile ca și corect. Cetățeni. Dar vorbim de președinte acum. Vorbim de președinte care are tocmai rolul ăsta de mediere. Nu a instigat, nu a organizat. Un val de protest, clar, împotriva ceva, da. Nu prea mai ce mai mediez. Adică ți-ai arătat deja opțiunea. Da, este drept, chiar și în mijlocul celor care faptul că are același punct de vedere cu protestatarii nu înseamnă că e o sancțiune, trebuie să fie o sancțiune constituțională asupra domniei sale. Nu, dar nici apoi de cum. Când chem la mediere protestatarii și, să spunem, PSD-ul, stai un pic, te-am văzut la... Dar credeți că în cadrul procedurilor de mediere președintele ar putea fi convins să fie de acord cu astfel de proiect? Nu, nici nu are importanță dacă ar putea sau nu. Dar
ar garanta măcar echidistanța, faptul eu că cred nu că s-a mergând în stradă, pronunțat. Sau... Eu cred că mergând în stradă a căpătat o motivație în plus pentru acțiunea numărul 3 pe care ați enunțat-o, respectiv inițierea demersurilor pentru referendum. Da, nu știu dacă neapărat avea nevoie, pentru că mișcarea de stradă se coagulase într-un fel și fără prezența dumnealui. Nu, nu, nu. Cred că de acolo și-a luat motivația populară de a iniția el ca actor și decident demersul pentru referendum. Asta cu ce vrea PSD-ul sau ce spune că fac o contramanifestație de 1 milion de oameni? Din câte știu, nu a fost confirmată. Nici măcar de primarul Chirica la Iași. Da, e greu la Iași totuși să scoți 1 milion de oameni doar dacă vin din toată Moldova și nu știu unde ar încăpea. Probabil dacă vor reuși să adune exclusiv membrii de partid, pentru că propriul electorat PSD, eu i-am văzut manifestând alături de ceilalți ieșeni duminică seara, alături de tineri, cred că alături de foarte mulți români care nu au mers la vot, dar și de cei care au votat dreapta sau stânga. Pentru că te simți mințit, ești foarte frustrat. Bun, că ai fost... La Iași n-a fost nici ce... Duminica au fost, înțeleg, a fost cel mai mare număr de când au fost organizate. Da, au fost estimări de la 600 până la 2000. Oricare din cifre se cred pare... Cred că a fost undeva spre 500, cam așa a 500, fost. Nu? Cam așa a fost. Am fost acolo. E cam irelevant 500, dacă așa puțin a fost. Bun. Ăsta este ritmul, probabil. Câți au fost astăzi la, cum se cheamă, la Plăcinte sau ce au fost astăzi? Brânzoaice și vin fier. Bun. Câte porții de... Știți dacă cum au fost 10.000, deja 10.000 la 500. Au fost mult mai mulți, într-adevăr. Au fost mult mai mulți. Dar atracția și un eveniment de genul acesta, cum este 24 ianuarie, lasă în urmă chiar și pentru o oră orice divergențe politice și orice manifestări antagonice între partide și e normal să fie așa. Chiar și noi am reușit ca politicieni să stăm pe aceeași scenă, deși poate așa nu tuturor... Așa întotdeauna, fiecare crede că baia asta de mulțime, nu știu ce efect o să aibă în următorul scrutin, în fine, părerea mea e că prea puțin. Da, am reținut dintr-un discurs astăzi și era al domnului ministru al culturii, solicitarea domniei sale, că, sau mă rog, mențiunea că a venit vremea ca politicienii să nu mai aibă, să aibă două componente în acțiunile lor politice, realism și idealism, ca să poată să îndeplinească ce au făcut cei din 1859, elitele românești din 1859. Mă înscriu mai mult spre idealism, recunosc, învăț realismul politic, dar am credința fermă și sunt foarte încurajată așa în sinea mea de toți prietenii ieșeni pe care îi știu că trebuie să faci ceva. Nu da, se poate. Rămâne să vedem, eu sunt mai reticent așa de felul meu. V-a prins cam ne pregătiți, mă refer la PNL în general, acțiunea asta sau în fine controversa asta. V-a prins ca pe o armată dezorganizată, fără conducere, fără și la nivel central și la nivel local. Avem conducere, e o conducere interimară. Conducere interimară. A fost desemnată după rezultatul alegerilor, după la Iași mai conduce cineva filială? Avem un interimar, un președinte interimar care a demisionat. Vor fi discuții în ședința de săptămână aceasta, în ședința comună de fuziune a Partidului Național. E vreo problemă? De ce durează așa de mult? Să organizezi care e statutul ăla, o întâlnire de alegeri sau cum se cheamă ea? Oricum va fi, nu, dar oricum vor fi alegeri, va fi congres, urmează să decidem până la urmă așa cum deci s-a spus și în decembrie. Deci anul trecut în an electoral PNL Iași a avut, dacă nu greșesc, 3 președinți. Interimari. Ceea ce, na, cred că spune totul. Nu trebuie să fii mare specialist ca să-ți dai seama că eu vă voi spune un punct de vedere de tânăr liberal. Am vechime de probabil 3 luni de zile în Partidul Național Liberal. Până și filiala Iași trebuie să înțeleagă că reforma începe și aici, de jos în sus, nu doar de sus în jos.
În Iași, elita, să spunem așa, care e considerată de dreapta, mediul academic, profesii liberale, nu a mai avut de mult acces la un partid politic care să le reprezinte până la urmă și pregătirea profesională și concepțiile politice. Că fiecare face politica acasă, în sufrageria proprie, uneori se simte mai aproape de un proiect, uneori se simte chiar mai aproape de un partid. Dacă Partidul Național Liberal Iași nu va înțelege să deschidă și să facă un apel către societatea civilă din Iași, care se simte aproape de principiile și valorile acestui partid, cred că mutând doar din stânga în dreapta mesei unui birou politic județean, mutând niște scaune și păstrând aceleași profile, nu cred că PNL Iași va convinge în următoarele alegeri, fie ele locale, fie parlamentare. Singura veste bună, dacă poate fi interpretată așa, e că următorul tur de scrutine până 2009, cred, europarlamentarele, cred, primele, adică timp ar mai fi, 2019. 2019, pardon, ar mai fi vreo 2 ani Nu, dar de vom avea. organizări, de... Vom avea un congres. Eu susțin organizarea cât mai rapidă, decalarea termenelor dacă se poate, pentru că starea de incertitudine nu face bine nici partidului, nici la nivel central, nici la nivel local. La nivel central e un, nu știu, interval de, pe care îl știm acum când s-ar putea lămuri lucrurile. Au fost enunțate termene în luna martie să avem. Inițial era vorba despre alegeri începute la nivelul filialelor de jos în sus și apoi să avem undeva în aprilie congresul la nivel național. Vă repet, cred că până la sfârșitul săptămânii acestea va fi o decizie politică în biroul politic național. Se vor aduna greii partidului și vor Da, nu știu cine decide. mai sunt acei grei ai partidului și dacă nu se s-o ocupați cu altceva, până la urmă chestiunea lor internă, vorba de partid, nu... Totuși, nu uitați că există două mențiuni de făcut cu privire la Partidul Național Liberal. Este ultimul rămas pe scena politică a țării cu o tradiție și o istorie. E ultimul partid istoric al României. România nu își poate permite să nu aibă un Partid Național Liberal puternic. În al doilea rând, chiar dacă poate că lecția alegerilor din decembrie 2016 va fi învățată cât mai curând, astfel încât să evităm pe viitor. Dar, vă repet, ne și ajută, ne și obligă această istorie a Partidului Național Liberal. În al doilea rând, e al doilea partid după PSD, ca număr de voturi în aceste E alegeri, adevărat, are da. obligația să continue această luptă în Distanța e mare. opoziție. Distanța este mare, spuneți dumneavoastră, lucrurile nu sunt definitive în general în politică. E prima regulă pe Nu care am sunt definitive, e învățat-o. adevărat, dar nici nu văd mari mișcări. Nu știu cât de volatilă e cealaltă zonă. Sunt voci care spun că USR-ul, acest PPDD al intelectualilor, cum a mai fost el numit, nu va rezista până la următorul ciclu. Cu o parte probabil ar veni și spre dumneavoastră și spre ALDE. În fine, chiar și așa, majoritatea e complicat să faceți fără alegeri în Parlamentul pe structura actuală. Despre proiectele Iașului mai vorbim ceva, mai interesează pe cineva, mai face cineva ceva? Interesează, da. Și Credeți? dacă Credeți? renunțăm la această temă, atunci chiar că putem să nu mai Eu nu facem vreau să politică renunț, peste patru dar... ani. Eu am făcut un apel, bine, astăzi către colegii PSD, mai mult sau mai puțin reticenți, și colegul de la PMP, parlamentar. Am avut o discuție până acum și o confirmare din partea parlamentar, celor doi parlamentari, deputat și senator ai USR-ului, de a susține împreună amendamentele la prima dezbatere, ca să spun așa, prima luptă de opoziție pe legea bugetului pe 2017, dacă noi ca și facem, nu putem fi rupți de propriile noastre partide, dar dacă nu înțelegem că am plecat de la Iași pe un vot aleșenilor, așa cum a fost dat el, și nu împreună nu ne mobilizăm cei de la PSD care până la urmă au cel mai mare avantaj politic în Parlament, dar și noi în opoziție, să corectăm sau să solicităm suplimentarea de fonduri și resurse pentru ea și pentru regiunea Moldovei,
Vă confirm scepticismul. Cei de la PSD au practic tot ce își doresc. Au primarul, municipiul în reședință, președintele Consiliului Județean, cel mai mare, sau în fine, majoritatea parlamentarilor ce sunt trimiși de Iași, plus guvernul. Știți ce va fi trist? Voi face o analiză imediat ce, până la urmă, forma finală se vor hotărâ să o pună la dispoziție pe site-ul Ministerului Finanțelor. Trist este că, deși Partidul Social Democrat a câștigat voturi în Moldova, trist este că același partid și a militat prin programul său de guvernare, prin principiile pentru justiție socială, dreptul la dezvoltare și așa mai departe, va fi primul care în acest proiect de buget, așa îmi spune intuiția sau scepticismul, cum îl numiți dumneavoastră, va fi primul care va tăia din resursele dedicate acestei regiuni și Iașului. Nu neapărat Iașului, dar întregii regiuni. Bun, este avem e o constatare tristă, nu înțeleg, pentru că atunci când vii în regiunea Moldovei și câștigi alegerile așa într-un mod categoric, ai o obligație morală față de oamenii aia care te-au votat. La momentul ăsta nu se mai pune problema cine semnează pe un proiect, cine face o inaugurare sau trage o panglică. Părerea mea este că în 2017 politicienii care mai continuă paradigma asta de a face politică sunt destinați eșecului. Nu anul ăsta, probabil că până la următorul ciclu legislativ, dar nu cred că mai putem continua așa. Ca să intru în logica dumneavoastră, pot spun și eu întrebarea cum e posibil ca din zona, din partea asta a țării, din Moldova, 4-5 milioane de oameni, de unde au venit cele mai multe voturi pentru PSD, nu există decât cumva un ministru care s-a născut în Botoșan, dar nu mai are nicio legătură cu Botoșanul de mult timp. Da, am spus și astăzi că nu doar că suntem deficitari la proiecte, la resurse, că nu mai avem de mult timp. Doar nu mai contează să ai 2-3 miniștri, că nu se mai dă pe ochi frumos și pe de unde provii. Și eu cred că se mai dă. Da, așa este. Din păcate, cam asta a fost metoda de lucru. Adică avem exemple cu chiar și cu Boc la Cluj, când era prim-ministru și servea Clujul, cu Ponta care ducea la Târgu Jiu pentru Olguța la Craiova, cu spital municipal și stadion, în fine. Sunt multe, multe exemple. Restul sunt povești că dăm echidistant și echilibrat și... Acum mi-ați ridicat o minge la fileu care... De fapt, nu face decât să arate vulnerabilitatea Partidului Național Liberal, dar o voi confirma într-un mod deschis. Avem un secretar de stat de la ALDE, numit. Avem președinți de comisii la Camera Deputaților din Iași, la Învățământ, vicepreședinte la Comisia pentru Mediu. La transporturi l-avem pe fostul director, colegul meu, Marius Bodea, în cadrul comisiei pe funcția de secretar, deci cu acces în partea de decizie a acelei comisii. La Senat stă mai slab ca reprezentare pentru că sunt singurul senator de Iași care am o funcție vremelnică, aceea de vicepreședinte al Senatului. Avem o reprezentare în comisie, inclusiv în Comisia de Cultură, împreună cu colegul de la USR, deci suntem doi senatori de Iași. Ne lipsesc vocile puternice, într-adevăr. Nu mai vreau să fac paralela cu legislatura trecută, 2012-2016, cu USL-ul primilor ani. Am avut cel mai mare grup parlamentar din țară, vreo 22 sau 23 de parlamentari, nu mai știu exact, din care 80% erau de la PNL și PSD. Dacă n-am scos prima cupă de pământ la autostradă atunci când era un guvern cu, nu știu, 70% sau cât avea, nu știu dacă o facem acum. Haideți să... Deci noi acum avem cât de cât să creionează ceva, un spital regional de urgență, că sunt alea bine, 3. Avem șansa că suntem pe o finanțare externă. Exact. Acolo ne mai trebuie totuși o mobilizare pentru partea administrativă. Dar nu, asta, cine crede că treaba e rezolvată, să-mi bată cu apă rece. Că nu, acolo nu e treaba de 5-6 ani până intră primul medic și primul pacient în spitalul ăla. Da, dacă o luați așa ca finalitate, mai e de lucru. Dar în decembrie s-au mai făcut pași pe în ultima dintre măsurile guvernului tehnocrat. Așa cum a fost el criticat, a reușit și a semnat un memorandum pentru toate cele trei, prin care au fost contractate deja serviciile pentru... Întrăm în sarabanda licitațiilor, a contestațiilor. Pentru depunerea dosarului de finanțare.
Ce să spun? Dacă banii există și totuși nu ne mobilizăm să facem partea administrativă care constă în aptitudinea de a face un proiect, atunci e mai greu. Eu știam că cel mai greu este să găsești banii. Dacă banii avem și stăm banii la partea de... deoparte de mult, da? Noi suntem în exercițiul financiar 2014-2020, suntem în 2017. Și pentru autoritățile locale, județene, nu cred că a intrat vreun euro pe exercițiul ăsta nou. Cred că astea sunt cifrele care ne interesează. Avem 2014, 2015, 2016. Avem 3 ani duși. Și n-am început nimic. Cred că asta e marea problemă. Eu tot ceea ce pot să vă... Bine, dintre cele două proiecte mari, autostrada și spitalul, în afară de demersurile de finanțare, de principiu, acordurile de finanțare, cuprinderea Iașiului în lista celor trei prime spitale regionale pentru finanțare externă și semnarea acestui memorandum, alte demersuri eu nu știu să mai existe. Au mai fost demersuri pe plan local pentru identificarea locației după 5 ani, cred. Tocmai. Atâta mi s-a părut foarte ciudat că încă o dată Clujul și Craiova a reușit de la prima chemare să comunice într-un sentiment de unitate locală și o singură voce de comunicat o locație. Am fost ultimii și după lupte... Bun, să spunem că după lupte seculare, vorba exact. Așa clișeu, așa am rezolvat-o. Nu cred că... Dar să știți că... De exemplu, în comunitățile rurale eu am accesat puțin și într-adevăr a fost perioada de campanie când am reușit să ajung în județ, așa cum n-a mai fost de mult. Am constatat cu tristețe, de exemplu, că chiar și anul trecut, pe programe naționale de dezvoltare rurală, au fost bani, apropo, de a fi direcționați către comunități rurale care aparțineau, aveau un edil care aparținea politic doar Partidului Social Democrat și banii au fost alocați cu precădere acolo, deși erau deja utilități, deși erau drumurile făcute, deși banii pentru calamități erau deja achitați, fiind ocolite aproape într-un mod discriminatoriu, încălcându-se așa, fără nicio urmă de... E adevărat, dar lăsați și când a fost PNL-ul... Nu, dar nu e normal. Indiferent nu e normal, cine... Da. Ascultați-mă puțin. Faptul că, nu știu, probabil că aveți și dumneavoastră bunici. Dintr-o comună merg la evenimente, fie că sunt religioase, fie că e sărbătoarea comunei, se duc în partea cealaltă. Merg și văd că primarul din cealaltă comună sau locuitorii se bucură de utilități, se bucură de un dispensar făcut, se bucură de un cămin cultural. Se întorc acasă și se întreabă edilul de ce nu facem și răspunde pentru că sunt de la partidul, au un primar care e de la partidul de guvernare. În Europa, distribuirea, dacă așa s-ar distribui fondurile europene către țări și am face o clasificare țări de mâna a doua, țări de mâna a treia, România nu ar primi. E adevărat, dar aveți, știți cum e, aveți furculița și cuțitul, sunteți în Parlament, puteți regla chestiile astea? Nu, trebuie eliminate, trebuie incluse niște criterii, exact, da. Trebuie incluse niște criterii. Nu vorbesc neapărat de orașele mari, municipii, care au o atenție specială, da, și proiecte și de anvergură. Pe... Și un proiect, de exemplu, local, poate nu va interesa în aceeași măsură comunitatea rurală din același județ, pentru că nu au acces sau nu se bucură în egală măsură cum se bucură cei din municipiu. Dar să refuzi dreptul la dezvoltare în mod echitabil și să reduci decalajele, comparați, vă rog, o comună din județul nostru cu o comună din Așa Banat. E, discuția e mult prea amplă. Din păcate am ajuns la finalul timpului alocat. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim celor care ne-au urmărit. Oricum, fenomenul și ce se întâmplă în zilele astea rămâne în atenția noastră. Vom mai avea ocazia să comentăm. Mulțumim celor care sper că ne-au urmărit. O seară bună în continuare.